După un an de așteptare și speranțe limitate, guvernul a decis ieri printr-o hotărâre alocarea unei importante sume de bani din fondul de rezervă pentru localitățile afectate de secetă în anul 2016. Fondurile sunt destinate primăriilor pentru plata unor lucrări și achiziții efectuate pentru ajutorarea agricultorilor. Instituția prefectului, împreună cu instituția Consiliului Județean, a trimis către Guvernul României un proiect de hotărâre de guvern privind alocarea unei sume din fondul de rezervă. Este vorba de suma de 10.227.000 de lei aferentă lucrărilor efectuate de către UAT-urile, o parte dintre UAT-urile din județul nostru, mai exact 18 la număr, în perioada în care s-a declarat stare de alertă. În luna septembrie a anului 2016, la Botoșani a fost declarată stare de alertă la nivelul a 35 de localități din cauza secetei. Oamenii ajunseseră în stadiul în care nu mai aveau nici hrană și nici apă pentru animale, dar nici pentru consum propriu. Primarii au efectuat atunci puțuri de mare adâncime și au achiziționat bazine pentru stocarea apei. Din cei 35 de primari, 25 au făcut investiții, din cei 25, 18 nu au reușit să plătească facturile aferente acestor investiții, neavând banii necesari în buget. Deși anul trecut am solicitat guvernului Cioloș de 3 ori să achite aceste sume, nu am găsit înțelegere. La începutul anului am început demersul la guvern, era premier domnul Grindeanu, nici de această dată nu am găsit înțelegere. Iată că am reluat demersul și guvernul Tudose a găsit soluția legală. Suma solicitată de județul Botoșani a fost acordată integral.